Stam așa și mă rugam și când s-a coborât putere mai mare peste popor, când era focul rugăciunii mai puternic, mi-a apărut în față un drum larg. Deci, nu știu, ca așa asfaltul, dar era larg. Și atâta lume era pe drumul ăla și mergeau cu capul în jos, așa plecat, și mergeau liniștiți pe drum. Și mi-au apărut în față o cărare. Pe cărarea asta atât de greu să putea înainta. Și o zis domnul așa, o zis bărbatul le privește. Și m-am uitat. Și am văzut și cărarea și am văzut și drumul. Pe cărare era numai aici unul, era unul mai în față și erau foarte rari pe cărare. Pe cărare era foarte greu de mers. Era cărarea îngustă și ba, erau obstacole și nu puteai să treci și trebuia ca să faci efort ca să poți să treci înainte, să nu cazi, să te duci de pe cărare. Și o zis domnul așa, o zis mulți au fost pe cărarea aceasta odinioară. Și o zis din pricină că a fost greu pe cărare de a înainta, o zis vrășmașul le-a dat oportunitatea asta și le-a deschis drumul acesta. Și o zis, e mai ușor să mergi pe drumul acesta, că și pe drum ajungi tot la Dumnezeu. Dar o zis domnul, se înșală amarnic. Și o zis, mulți se înșală amarnic și nu vor ajunge unde au pornit. O zis, voi luptați-vă să ajungeți unde ați pornit, pentru că mântuirea e personală. O zis, domnul, mântuirea nu-i globală, e personală. Și o zis, fiecare luptați-vă, lupta cea bună a credinței mele, pentru că o zis, toți înaintașii voștri care au ajuns la mine, și acum adorm și așteaptă ziua când eu să vin și să-mi ridic mireasa. O zis, toți înaintașii voștri au mers pe cărarea aceasta a neprihănirii. Și o zis, pe cărarea neprihănirii, dacă vrei să mergi, cum ai pornit? Și o zis, mulți au pornit bine pe cărare, dar au luat-o la un moment dat, au luat-o răzleț și s-au dus pe drumul cel larg, pentru că era ușor. Era ușor, era bine și au zis mulți stau și se duc înainte pe drumul acesta, dar au zis drumul acesta duce spre pierzare. Și au zis mulți vor ajunge în iad, care au pornit pe calea mea și au făcut legământ cu mine. Și cred că legământul acela îi va mântui, dar au zis domnul nu. Au zis dacă nu stați lângă mine și nu înaintați pe cărarea mea, pe calea mea care eu am trasat-o, o zis domnul, nu veți ajunge la mine și veți ajunge în iad. Și o zis, mulți se vor duce în iad. Și am văzut cu grămadă, erau pe drum, pe cărarea aceea, pe calea aceea, pe drumul acela care era larg. Și mergeau cu grămada și o zis, bărbatul le spune lucrul acesta, mulți să se trezească, pentru că stau în biserică și cred că vor fi mântuiți. Dar o zis domnul, nu! Pentru că o zis, mântuirea este calea veșniciei, calea care eu am trasat-o, nu drumul cel larg. Și mulți stau liniștiți și zic, auzi, îți mântuit, dar n-au siguranța mântuirii. Îs mulți care n-au siguranța mântuirii, că vor fi mântuiți. O zis, voi luptați-vă lupta cea bună. Și dacă vă veți lupta, o zis, la capătul drumului, vă aștept eu. Și vă voi da cununa care nu se veștejește. Amin.